Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. Eu sunt Gabriel Icosa și în episodul de astăzi vom face cunoștință cu un animal care are o memorie de elefant. Are potul lung, ascuțit și flexibil, dar și extrem de sensibil. De aici îi se trage și numele. Acest animăluț își cunoaște fiecare colțișor din teritoriul lui ca pe propriul buzunar. Poate ați ghicit, poate nu, este vorba despre chițcanul elefant. Sunt mai multe specii de chițcan elefant și o să vă las aici lista chițcanilor din genul Elephantulus, despre care o să vorbim astăzi și care se găsesc în Africa. Aceste animale sunt misterioase și se găsesc în habitate variate, așa cum sunt habitatele cu sol pietros de la câmpie până la habitate cu arbuști și pădure. Ele își caută hrana ziua, prin urmare sunt animale diurne, iar hrana lor constă în principal din nevertebrate. Chițcanul elefant nu are în comun cu elefantul numai nasul lung, ci și o memorie foarte bună. El memorează fiecare milimetru pătrat din teritoriul lui, de aceea se poate refugia în timp record atunci când simte un pericol. În fiecare dimineață ei străbat teritoriul în lung și în lat, îndepărtând crengile, frunzile și alte obstacole de pe cărările bătătorite. Cu picioarele din față împing obstacolul în lateral. Această muncă nu este realizată doar pentru întreținere și pentru construirea de noi trasee. Cuvinte cheie, vreau autostradă. În primul rând, această activitate are rolul de a împrospăta harta mentală a zonei pe care o stăpânește. El știe tot, inclusiv distanța și configurația potecilor ce duc spre ascunzătoarea lui în caz de pericol. Un chițcan elefant își cunoaște teritoriul atât de bine, încât își urmează cu precizie pașii atunci când patrulează. Însă teritoriul lui este mult mai mare decât traseele pe care le patrulează în fiecare zi. În cazul că acesta este atacat de un prădător, el aleargă cu o viteză extraordinară, cu ajutorul picioarelor lui lungi, și în acest timp poate calcula care este cel mai scurt traseu spre adăpostul lui. Dacă distanța din punctul în care se află și până la adăpost este prea mare, el poate să se abată de la drumul principal pe scurtături memorate anterior. Dacă ți-a plăcut acest episod și vrei să mai vezi și alte episoade despre animale, abonează-te la canal dacă nu ești abonat încă, distribui această postare și prietenilor tăi și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură. Pa!